Simpozionul Național Credință și Mărturisire, modele de teologii în ortodoxia românească din a doua jumătate a secolului 20, a avut loc astăzi la Arad. Evenimentul a fost dedicat Patriarhului Justinian Marina și celor care au pătimit în timpul comunismului din Arhiepiscopia Aradului. La eveniment au fost prezenți și cei doi ierarhi ai acestei eparhii. Simpozionul a avut loc în aula magna a Facultății de Teologie Ilarion Vefelea din Arad. După rostirea locuținilor, a avut loc lansarea cărții Clerici și teologi din Eparhia Aradului în închisorile comuniste 1945-1964, scrisă de Adrian Nicolae Petcu. În continuare, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei a susținut comunicarea cu tema Patriarhul Justinian Marina, amintiri și evocări, apoi preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a abordat problema monahismului românesc în contextul emiterii decretului 410 din 1959. De asemenea, Adrian Nicolae Petcu a vorbit despre Eparhia Aradului în perioada 1948-1958. Am vorbit despre capcanele cercetării în arhivele trecutului recent și lucrurile mai deosebite pe care le-am întâlnit pe parcursul activității derulate aici la Arhiva Centrului Eparhial din Arad. Un lucru care aș vrea să-l evidențiez este legat de atitudinea pe care episcopul Andrei Mageru al Aradului a avut-o în raport cu puterea comunistă, în special în privința preoților. A fost episcopul care a ținut foarte mult la preoții săi, a fost episcopul care i-a susținut permanent în fața presiunilor, ingerințelor regimului comunist, a fost episcopul care de fiecare dată când preoții erau eliberați din închisori, era cel care îi reintegra în slujire, chiar și fără acordul autorităților comuniste, riscându-și în felul acesta poziția de episcop, dar înțelegând că fără acești preoți, misiunea bisericii, slujirea autentică a altarului nu poate fi continuată. În toamna aceasta se știe că au avut loc conferințele preoțești care s-au axat pe tematica anului omagial al icoanei, mai mult în primăvară, iar acum, privind comemorarea vrednicului de amintire Patriarh Justinian la împlinirea 40 de ani de la trecerea sa în veșnicie și totodată tuturor celor care au luptat pentru mai binele țării, pentru tot ceea ce înseamnă înălțarea poporului nostru în tot ceea ce înseamnă apreciere generală, internațională. Manifestarea academică de astăzi face parte dintr-o suită de manifestări academice care au avut loc în anul 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Iată că astăzi manifestarea pe care o parcurgem acum vine ca o încununare a anului proclamat de către Patriarhia Română ca an comemorativ al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului și al Patriarhului Justinian Marina, care reprezintă pentru biserică o personalitate providențială care și-a desfășurat activitatea și a coordonat viața bisericii în vremuri dificile sub pronia lui Dumnezeu. Programul manifestării academice a cuprins și un scurt concert de colinde susținut de corala Atanasie Lipovan a Facultății de Teologie din Arad. Simpozionul național a fost organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului și cu Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.